Bun, salutare, eu sunt Rodu și cred că mi-am dat destul de mult cu părerea față de oameni și ce cred despre ei, așa că e timpul să ascultăm și noi părerea oamenilor despre mine, pentru că așa e fair, nu? Trebuie să ascult și eu păreri, nu doar să le dau, ca să fie acolo o chestie balansată, așa că astăzi reacționăm la părerea oamenilor despre mine și despre ce fac eu pe YouTube, mă rog, ce nu făceam mai mult. Pentru că clipul ăsta are mai mult expunere, cu siguranță cred clipurile mele de reacție pentru muzică, vreau să vă zic că am un playlist de Spotify aici, recomandate România, care are 824 de like-uri și mi-aș dori extraordinar de mult să facem 1000 de like-uri pe el. Mă rog, dacă îl și ascultați, să dați un like, pentru că n-are rost să dați like doar ca să fie acolo, nu vreau să strâng numere degeaba pe playlist. Dacă vă place un playlist trepiș mai diversificat, aveți aici o groază de piese, găsiți sigur o piesă bună sau o piesă de la artistul vostru favorit. În fine, sunt 55 de piese, sigur că simți. Hai să vedem prima oară ce are de spus Silent despre mine. Ili la el, dar rămâne legendă. Rodby, Morțanias. Morțanias, what? Deja? Glumesc, știam că asta o să vă pună. Rodby e genul de om care efectiv nu înțelege că trebuie să posteze, bă, frate, zilnic. Da, între timp Rodby care postează zilnic de o săptămână, vezi, s-au schimbat multe. Noi explicăm, bă, Rodby, postează, frate. Măcar o dată la două zile, nu? Rodby nu vrea. Pe spate! Deși aici intervine altceva. Probabil ați crezut că gata, las la Morțania și trec la următorul om. Stai că nu mă lasă la Morțania. Bă, Rodby, chiar dacă o să pară șocant, am vrut doar să vă dau așa un mic șocant, crocant prank. Rodby, probabil acum legendă, yes! Yes, what? Ce mă? Rodby nu postează! Rodby chiar postează! Nu face nimic! Da, poate aveți dreptate. Vă dau poate dreptate. Au dreptate. Vă dau, nu vă dau, vă dau. Aveau dreptate. Chiar posteam numai reacții. Dar vezi tu, chestia cu reacțiile e o chestie definitorie pentru mine, pentru că eu nu fac reacțiile alea gen doar așa că nu am ce face și că îmi place mie să ajut cumva lumea asta a muzicii, să ajut artiști, să crez numerele oamenilor. Eu de asta fac reacții și îmi place mie să ajut, efectiv. Bă, dar Rodby, chiar dacă, de fapt nici nu vreau să neg chestia asta, sincer, eu mă uitam la Rodby în 2013, chiar 2012, mă uitam continuă la el. Deci mă uitam la clipurile lui din 2012-2013 când juca cu Pink, cu Freestyle Road 2, cu Copii Copaci. Cine știe numele asta e legendă el pe YouTube, adică dacă știi de Freestyle Road, de Copii Copaci, de oamenii și a garda veche, se legende cu adevărat. De Left 4 Dead cu I Hate Pink. Ce cu toți. Și mă uitam la live-urile lui de pe Hitbox. În 2012-2013. By the way, pe Hitbox făceam doar LOL. Și Silent sigur nu joacă LOL. Deci omul rămâne legendă, pentru că într-un fel, cât că vreau să o zic, cât că nu vreau să o zic, eu am copilărit cu el. Așa că Rodby, încă copilărești cu mine. Legendă. Normal. It is what it is. Ganicus. Ok, asta e părerea lui Silent. O să încerc să le iau așa în ordine, nu mi-am des chiar în ordine cum a fost făcut, dar încerc să le fac în ordine. Hai să trecem la Red. Red e fratele meu. Am făcut la content cu Red pe YouTube în 2017, de-am rupt. Eu cu Red în 2017 am rupt YouTube-ul ăsta pe subiecte, dar am adus subiecte pe YouTube-ul ăsta în România și am dezbătut la subiecte și am creat controverse alături de el. Nu pot să mă supăr orice ar spune, așa că să-i dăm drumul. Ok, Rodby prețul meu, frate, pentru că știu pe Rodby și știu ce poate și ce nu poate și așa mai departe, o să-l pun la slab numai de aia ca să-l motivez. Mersi! Mai de postat constant. Uite, tocmai nu vreau să zic că nu a făcut parte din faptul că eu m-am motivat și postez mai mult și înțelegeți, postez clipuri cu tamele editate, cum trebuie, asta nu e nici clip editat măcar, pentru că nu pot să editez niște păreri, adică nu văd nimic fan la a editat clipul ăsta, n-are rost, nu-i văd rostul. Și ceva îmi spune că sunt peste chemul lui Red. Și să nu mai fie o lepră leneșă care mai postează sunt. Minecraft, frate. Apuc-te, bă, să postezi ce-ți place, bă, ule, și fă-o constant. Cam okay. Asta fac în secunda de față și, sincer, merge mai bine ca niciodată. Gami, gami. Ok, a ajuns la gami, asta a fost tot. Ai avut dreptate, Red, nu mă supăr, facts. Ok, ăsta e un fel de triple face cam sau ceva de genul, că sunt și eu și Luca și Pink. Hai să vedem ce au de spus Luca și Pink despre mine. Rușine. Da. Rodby. Yes. Ok, următorul, Ganicus. Atât? La... Nimic? Nu spui nimic? Ce mai bun? Bă, și chiar așteptam o opinie orice. Da, la fel. Rodby e ultima putoare. Ce? În 10 ani de YouTube
nu e în stare să cunoască un shortcut la Photoshop. El nu știe să facă un thumbnail, oameni buni. Bă, deci, da, deci alege cele mai ușoare metode de a face un thumbnail, zero editare. Când a avut video ăsta cu tier list-ul editat, l-a editat altcineva pe 20 de euro sau ceva, nu? Și e ceva rău n-a avea un editor? Nu este prin ceva rău n-a avea un editor. Până lângă asta, da, într-adevăr, chiar nu mai am cu Photoshop. Partea asta creativă de Photoshop... Nu e pentru mine. Pink se frustrează super. Hai că frustrează, cred că e un cuvânt mare, dar mă rog, se enervează foarte mult pe mine când e vorba de thumbnail-uri. Da, bă, nu sunt eu bun la partea asta de thumbnail-uri și editat. Nu mă, adică e toată mea să nimeni nu s-a născut cu thumbnail-urile în brațe sau cu editing-ul. Da, n-am fost eu pasionat de editare, poate mult decât să învăț chestii care mi-ar fi de folos. Și știu să editez doar într-un program care nu e atât de wow, dar mă descurc cu el. Cât despre thumbnail, chiar sunt praștie de asta, caut un designer, adică, mă rog, acum am găsit niște băieți care fac thumbnail-uri, ok. Dar acum e luna asta ianuarie, fac donații. Da. Să mă bată hamster, iar eu trebuie să-l editez de unul singur, actually, eu nu-l editez, că nu e nimic de editat. Vezi? Aha, și nici tu nu editezi. Ok, Pink. Da, cam asta e pe lui Pink. Pink e doar supărat pe faptul că nu meditez videourile și că... Na. Nu am thumbnail-uri foarte bune. Sincer, eu investesc în chestia asta, adică mi-am luat un editor, mi-am luat om care să-mi facă thumbnail-uri. Dacă eu sunt bun pe partea de a face conținutul, altcineva poate să-mi-l facă să arate mai bine și să-l aranjeze mai frumos. Ok, Pink, ai dreptatea ta, foarte frumos. Să trecem la următoarea persoană. În ordine cronologică, cred că urmează lectură cu Sălbaticul și Bercea. Ok, știu deja tare listul ăsta. Dar hai să vedem pe clip. Păi, dar nu cine mai urmează? Păi are serverul lui, cred. Cine urmează? Da, cine e băiatul ăla de urmează? E pletosul ăla. N-ar avea cum să mă știe din prima după asta că mi-am schimbat de multe ori avatarul și pe când vorbeam eu cu lectură și făceam clipuri împreună, aveam un pinguin mexican. N-avea cum să mă știe, dar apare cineva, aș știu cine sunt. Da, așa. Cine e? Că nu-l știu, aia e problema. Nu știu, e Naruto. E Naruto! Susuke! De înaintea lui Ganicus. E Rodby, bă! Rodby, bă! E Rodby, bă! Mexicanul! Mexicanul, da! Păi mai face conținut, mă! Mai face! Mai face conținut, mă? Păi stai că zic eu, acum o zi, acum 2 zile, 3, 4, 4, 4, 7... Eu trebuie că postează, bă! Da, mă, uite, mai postează! Dar ăsta nu seamănă cu el, să mă bată, mă! Bă, nu e vina... Salutare, designerilor! E momentul vostru să străluciți! Vreau să-mi schimb grafica de pe canal! Chestiile mele sunt vechi de 3-4 ani! Ești bun la design? Faci bine, remișto? Dă-mi un mesaj pe Instagram la Rodby și ne înțelegem acolo. Let's go. Mama! Bă! Hai să mă bată mama! Dar postează, mamă. Eu te-aș fără 237.000 de abonați. Bă, pe Rodby o să-l trec la ok. Deși când mi-a făcut el tire list-ul ăsta eram cam lepră. Mergea slăbuț, sincer, pentru că în momentul în care tu ai postat tire list-ul ăsta, eu nu prea făceam tire. Dar mersi frumos, nu mă ofensam nici dacă puneai la slăbuț, eu știu să accept păreri. Nu mă deranjează de fel și mă motivează dacă cineva mă face slab să devin mai bun. Dar îți mulțumesc pentru părere. Lectură și cu Bercea sunt niște băieți super de treabă, super catering în viața reală. Nu le urmăresc cu conținut de fel pentru că nu mă uit la GTA și Minecraft, cred. Sau ce poate postează lectură cu Bercea. În fine, dar ca și băieți în realitate, super genial. Am avut numai momente plăcute cu ei, îi pup pe alea. Nu m-am uitat de mult la el. Pauzele. Bă, e cam greu să te uiți la un YouTuber fiind YouTuber. Niciodată n-am supărat oamenii care au pauze foarte mari, deci nu. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, ceva de genul, dar nu se aplică oricum, voiam să mă scap un pic. Și hai să vedem ce tier list-uri mai avem. Ok, urmează Mădălin. Rodby îl trec la ok, Rodby nu-l urmăresc. Nu știu ce creează, ce postează, jocuri, ce nu postează. Reacții, face reacții la melodii, la nebunii de astea, la fel, asta cu reacțiile, nu înțeleg să poți crea un conținut pe canalul tău cu conținutul altcuiva. Nu pot să înțeleg lucrul ăsta. E foarte simplu, în străinătate sunt o groază de canale și nu așa ca mine care mai fac comentarii pe diferite subiecte, sunt canale care efectiv reacționează la piese. Sunt comentatori de conținut, dacă vrei. Nu te poți considera, nu știu, YouTuber? Ba da, dacă eu acum vreau să filmez șnițele, am mai vorbit despre asta, pot să mă consider YouTuber, nu mă pot
considera creator de conținut, pentru că nu creezi conținut, comentezi conținut. Dar mă rog, în fine. Tu efectiv faci conținut pe conținutul altuia și doar... Asta face și Rovision, conținut pe conținutul altuia. Reacționezi? Înseamnă că Rovision nu e YouTuber pentru că face conținut pe conținutul altuia? Wrong, wrong as fuck. Ține niciodată chestia asta. Sau Red nu este YouTuber pentru că face conținut pe conținutul altuia. Sau Lospa nu este YouTuber pentru că face conținut pe conținutul altuia. Sau oricine a făcut comentarii în viața lui. Pentru că, teoretic, nu creezi propriul tău conținut și comentezi conținut. În opinia lui Mădălin, cam așa vine. Dacă te folosești de conținutul altuia și faci conținut pe conținutul altuia, nu te poți numi YouTuber. Chi, înțeleg o reacție la nu știu cât timp. Sau cum fac eu videoclipul ăsta la nu știu cât timp. Mai zicem, dar nu în continuu, știi? Nu pot să comentez, nu comentez, bro, nu comentez. Reacțiile pe care le fac eu sunt în ajutorul muzicii și a artiștilor din România. Le fac din plăcere, primesc 10 de mesaje zilnic, bro, te plătesc să-mi faci o reacție la piesă. Nu le accept niciodată. Dacă m-ar interesa atât de mult bani, ai zice 50 de euro reacție pentru tine. În primul rând. Dacă nu-mi place o piesă, poți să-mi dai 1000 de euro, nu o să reacționez. Nu-mi place să asta pentru oamenii care mai îmi cer reacții la piese. Dacă, să zicem că piesa e bună și tu vrei să-mi dai bani să-ți reacționez la piesă, nu, tu nu ești cunoscut. Eu îți reacționez la piesă, tu mi-ai dat bani. S-ar putea să nu am view-uri. Apoi o să fii dezamăgit că ai plătit niște bani și că nu ți-am adus view-uri. De ce să accept eu să fac reacții pe bani? Să dezamăgesc pe cineva și să-mi dezamăgesc și eu abonații pentru că n-a fost exact ceea ce voiau ei. Prefer să fac totul din plăcere, să nu iau mari bani pe chestia cu reacțiile și să mai ajut oameni cu potențial sau piese care îmi plac mie personal. Ok? Dacă vreți muzică și ce recomand eu ca și ascultător de muzică, aveți Spotify-ul, aveți playlist-ul meu de Spotify recomandat în România. Bun, să trecem la următoarea persoană. Nu m-am ofensat. Am vrut doar să explic punctul de vedere al lui Mădălin. Ok, accept faptul că nu sunt creator de conținut, sunt comentator de conținut. Dar sunt YouTuber, pot să mă numesc YouTuber, orice aș face. Ce e mai bun, mereu lăsăm la final. Ce părere are Slader despre mine? Și pe TikTok e special. Asta cine e? Rodby. Rodby e de mult. E de mult, mersi. E un clasic. Clasic! Clasic, cum ar fi Beethoven. Beethoven! Da. Bă, n-ai cum, deci cu Slader te spargi de râs, are niște reacții și niște faze el, bă, n-ai cum, omul e amuzant, n-ai cum. Bă, poate să pice Slader să nu mai aibă view-uri, dar e reacție lui de te spargi de râs. E un PewDiePie al YouTube. La fel o să rămâne și Marius, un clasic al YouTube-ului. Bă, te spargi de râs cu reacțiile la Clash Royale, cum se enervează el, cum se mai ceartă cu Rafael. Țipă la Rafael, Rafael nu mai zice nimic, bă, n-ai cum. Ia. Românesc. Ion, numai că, da, numai că a postat două clipuri și aia e. A postat două clipuri în vreo 10 ani. Da, e sigură că e. Dar vezi că acum a revenit forță. Am revenit, chiar a revenit. Aia zic, big blană pentru Brodie. A revenit forță, frate, asta. Merge. Te pup, Malakai, te pup, Big Slader, te pup, Silent, vă iubesc pe toți. Nu cred că mai avem un alt clip. Deci, hai să ne mutăm pe web-ul mare. Cam asta au de spus YouTuberii despre mine. Acum, o părere de-a mea per total e că, adică overall, ar fi că au avut dreptate și că m-au motivat. Într-adevăr, eram o lepră care nu voia să posteze și bă, nici n-aveam o perioadă ok, nici nu simțeam să fac conținut și nici nu aveam idei. Plus că am vrut eu să mă schimb pe gaming, să revin pe gaming și chestii, dar adevărata mea chemare sunt comentariile. Eu care să vorbesc despre subiecte, eu din 2017, pentru care mă urmăriți probabil foarte multe persoane. Indiferent că multă lume m-a urât după perioada aia că am spus nu știu ce de rău și de alte chestii, oamenii trebuie să învețe să accepte părerile și mai ales când sunt constructive, nu destructive. Deci, în mare parte, eu mă pierdusem pe drum. Într-adevăr, accept fiecare slab și cringe, bad, unde am fost spus. Pentru că mi-o meritam, nu postam, nu încercam, nu schimbam ceva la conținutul meu. Și într-adevăr, schimbarea începe o dată cu tine, eu încerc să devin din ce în ce mai bun pe zi ce trece. Acum luna asta e cam nasol, eu am în plan foarte multe upgrade-uri, vreau să scap de web-ul ăsta, vreau să-mi iau o cameră, dar va trebui să muncim pentru treaba asta, să postăm mult,
să facem niște upgrade-uri și să postăm și mai mult în lunile ce urmează. Bineînțeles, după clipul ăsta am și alte clipuri. GFuel-ul, ca de obicei, sponsorul nostru. Energy Level, găsiți acolo 12% reducere cu codul RODBY. În fine, eu apreciez fiecare YouTuber care și-a dat cu părerea despre mine și m-a pus în acel tier list. Nu știu că am uitat pe cineva din ăștia, mi-amintesc că au făcut tier list și au avut ceva de spus despre mine. Vă mulțumesc pentru păreri, n-am nici cu niciun dintre voi, m-ați motivat mai tare să rup YouTube-ul ăsta. V-am pupat, eu sunt RODBY, ciao, ciao!